Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Seniorii Petrolului Românesc. Invitatul meu, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, este domnul doctor inginer profesor Ștefan Traian Mocuța. Bine ați revenit în studioul nostru, reală plăcere pentru noi, domnule profesor. Domn profesor Dumitrașcu, vă mulțumesc pentru invitație și permiteți-mă înainte de toate să vă mulțumesc pentru gândul nobil care v-a determinat să închinați aceste emisiuni oamenilor care au reprezentat ceva pentru petrolul românesc. Să sperăm că ceea ce facem astăzi este o recunoștință meritată pentru un om despre care vom vorbi mai multe imediat. Să spunem telespectatorilor că acel om, cu majuscule, acel om, a fost domnul doctor Cristea sau doctorul Cristea. Mai exact, profesor universitar, doctor inginer Nicolae Cristea. Cum de obicei, mulți procedează așa, pun între paranteză data de start și data de apus, 1921-2003. Da, să nu grăbim sfârșitul. Vă mărturisesc sincer, domnule profesor, că este o reală plăcere să conversăm, să purtăm o conversație și de fiecare dată când ne întâlnim, subiectul pe care ne-am propus să-l abordăm este foarte delicat. Nu știu cât să-și mai amintesc astăzi, oricare ar fi vârstele lor, de cel care a fost doctorul Cristea. Sper să reușim să facem un portret, sau dacă nu, un microportret, deci nu un nanoportret, a profesorului Cristea, pe care dumneavoastră îl cunoașteți poate cel mai bine dintre cei cu care eu am discutat, fiind studentul dânsului în anul 3 și apoi la ICPT Câmpina, avându-l director științific o viață. Eu mi-am permis să luând de la dumneavoastră câteva imagini, câteva ipostaze ale doctorului Cristea, foarte pe scurt să prezint câteva referințe din viața dânsului. Deputat în Marea Adunare Națională, Chancelor Regia, laureat al premiului de stat la numai 32 de ani, 1953. Iubea activitatea didactică. A fost visul domniei sale să fie profesor. Și a fost, pentru o scurtă perioadă. În anul 1954 a primit medalia muncii. Doctorul Cristea, mai pe scurt, așa îi spuneau toți, nu îi spunea nimeni profesorul Cristea, nu? Sau foarte doctorul puțin. Doctorul îi spuneam toți. Da? Doctorul Cristea, da? Ca și doctorul Beca, da? Da. Da? A fost creatorul școlii de inginerie de zăcământ. Iată câteva din acele repere pe care le-am promis. În imaginea pe care regia a arătat-o, am selectat câteva ipostaze, student, doctor și apoi la acel eveniment fericit, căsătorie, care nu se uită. Sigur, mai avem și alte imagini, vom reveni asupra acestor imagini. Domnule profesor, știți că în astfel de situații, mai ales atunci când evocăm personalitatea celui care v-a fost drag, care v-a fost profesor, căruia îi cunoașteți foarte multe sertare ale vieții, să reușim să parcurgem acel drum, invitându-vă ca în final să tragem și câteva concluzii, și anum de genul cui folosesc aceste evocări, de ce să ne amintim de anumite personalități? Ce au reprezentat pentru tine, mai ales pentru acea generație de aur de care vom povesti, vom aminti și dumneavoastră, numărându-vă în etapa a doua, și un mod obligatoriu să reușim să-i punctăm și moștenirea științifică deosebită. Vă propun că fac acest lucru cu multă emoție și cu responsabilitate, și vă rog să mă ajutați să nu stric eu imaginea celui care a fost doctorul Cristea. Ca să facem primul pas,
în orice drum obligatoriu, aș vrea să începem cu elemente legate de familie, de data nașterii și locul nașterii. Eu mi-am notat 30 mai 1921 în localitatea Crăciunelu de Jos, de lângă Blaj. Părinții. Țărani. Oameni simpli, credincioși, își iubeau copiii, aveau 4 copii, 3 băieți și o fată. Doctorul este al doilea apărut în familie. Primul a fost preot, al doilea domnul doctor care a făcut învățământ politehnic, al treilea a rămas să continue activitatea părinților, muncind pământul, deci a rămas țăran, iar ultima sora a devenit învățătoare. Am încercat să aflu câte ceva despre viața fraților și a surorii. E foarte greu. Nu sunt mijloace de renodare a unui trecut de mult apus, din păcate. Se pare că ultimile informații vorbesc despre sora dumnealui care trăi încă la Timișoara. Dar nu suntem siguri, la copiii dumnealui. Toți ceilalți s-au dus. Pregătind emisiunea, discutând, am înțeles că nu au avut copii, deci nici nepoți, și mai trăiește doamna. E foarte interesant că soția dumnealui, ea a fost studentă. Studentă, da. Ea a fost studentă, a terminat facultatea de geologie a Institutului de Petrol și Gaze, la care domnul doctor Cristea era profesor și aș vrea să vă reamintesc. Vă rog, domnule profesor. Că a fost unul din cei mai tineri dascăli la învățământului universitar din România. La 29 de ani, era conferențiar universitar. La Institutul de Petrol, Gaze și la Institutul de Petrol București și Gaze, și se numea atunci, da? Din București. Din București. Deci prima treaptă, conferențiar, foarte repede, dovedindu-și calitățile didactice și în special impulsionând un segment al activității de cercetare din cadrul Institutului, este vorba de partea de hidraulică a fluidelor. Meritele domniei sale i-au adus și titlul de profesor universitar. Deci în anii 60 era deja profesor universitar. Ceea ce nu este puțin. Dacă tot ați amintit de institut, știu că a făcut o casă bună cu domnul profesor Oroveanu, care era Da, domnul profesor Oroveanu atunci preda hidraulica la începutul carierei didactice. Hidraulica a fost introdusă de domnul doctor Cristea și dumnealui preda și hidraulica generală în primul semestru și hidraulica subterană în al doilea semestru. Dar prin venirea profesorului Oroveanu, era membru corespondent al Academiei Române după aceea, da. Domnul Oroveanu a preluat catedra de hidraulica generală și doctorului Cristea i-a revenit cursul de hidraulica subterană. Domnule profesor, știu că vă plecați cu mult respect față de cuvântul tipărit, față de cititorii dumneavoastră. Eu am o surpriză. Pregătind emisiunea, am mers în biblioteca Universității Petrol Gaze Ploiești și am cerut totul, sau aproape totul, despre activitatea publicistică. Deci cărți care stau în picioare. Și am descoperit un curs, Introducere în mecanica fluidelor, 1956, Ministerul Învățământului, conferențiar doctor inginer Necristea. Spuneam că ați fost studentul domnului profesor, acesta era cursul pe care l-ați audiat? Da. Este un curs excelent scris, cu multă pedagogie și în mod etapizat se poate învăța. Aș dori să să facem o mică paranteză, vă rog, ca un început la acest curs. Vă rog, da.
Să încercăm să arătăm telespectatorilor începutul acestui drum extrem de interesant al doctorului Cristea. Deci, domnia sa, fiind un elev eminent la Blaj, deși, repet, provenea dintr-o familie foarte modestă, de țărani, a fost ajutat printr-o bursă specială să își continue studiile la Școala Politehnică din Timișoara. A început în anul 1940 studiile universitare. La electromecanică. Da. Și a terminat primul an în 1941 pe primul loc. Deci a fost fruntaș de promoție. Și aici studente mine. Aici Școala Politehnică i-a acordat o bursă specială și cu această bursă a plecat la Hanovra. S-a arătat telespectatorilor, nu, aia la alte cu diplomele, dacă îmi permite. Deci am ajuns la Hanovra, da? A ajuns la deci Hanovra. Deci a spus elev, Hanovra, eminent, student Hanovra, eminent. Da? A fost un student eminent, dovada diplomele, nu știu dacă nu sunt pe dos cumva. Nu, nu sunt pe dos, sunt așa. În germană. Deci sunt în germană. Sunt fotocopii originale. Este interesant. Datorită asta. Doamnei, da, am avut plăcerea să intru în posesia documente? Pentru această emisiune. Da, mulțumesc și acestor eu. Documente nemai văzute de alții. Deci documentul care atestă calificativele lui la toate materiile ca student și a doua diplomă care îi conferă titlul de doctor. Titlul de doctor a fost obținut în 1946, în decembrie, când și-a susținut teza de doctorat. Este foarte interesant și nu știu cât știu de deosebitele rezultate pe care le-a prezentat în această teză de doctorat, dacă la care a avut ca referenți oficiali pe marele hidrodinamician profesor dr. Otto Flachbart, cunoscut pe vremea aceea în hidrodinamică ca unul dintre marii profesori ai Europei, și pe decanul facultății, pe șeful catedrei de exploatare a zăcămintelor de țiței și de gaze de la Academia de Mine din Clausthal, profesor dr. Inginer Hubert Becker, iarăși un alt nume celebru. Marile realizări sau principalele realizări sunt destul de multe, n-aș vrea să pierdem vremea nu, da, cu ele. Le câteva aș vrea să punctați. Da. A făcut propuneri de proiectarea regimului unui proces de recuperare secundară la șantierul din Nienhagen, din nordul Hanovrei. Deci chiar din Germania. De asemenea, proiectarea exploatării unui zăcământ de gaz condensat din șantierul Bentheim, tot în Germania. A construit, a proiectat și a construit o autoclavă pentru cercetarea în laborator a conținutului zăcămintelor de condensat. În premieră sunt numai câteva din meritele lucrării de doctorat, care din păcate nu au fost popularizate în țară. Evident, pe baza acestor rezultate, în perioada 1946 decembrie și sfârșitul anului 1947, timp în care își îndeplinește formalitățile și prezintă actele necesare pentru reîntoarcerea în țară, deci nici gând. Să nu uităm că suntem în anii imediat de după război, da? În reîntoarcerea acestor studenți care au făcut studii în străinătate n-a fost ușoară. Și a trebuit să fie aprobate de Comisia Aliată de Control, care funcționa în București. Pe baza actelor dovitoare se întoarce în România în noiembrie-decembrie 1947
Și imediat face o cerere la Astra Română, marea societate petroliferă care anglo-olandeză, care avea această sucursală în România, Astra Română, pentru angajare. Și este angajat în februarie 1948. Și din februarie 1948 și până în august 1948, el îndeplinește niște funcții științifice la această societate. Până când se înființează Societatea Petroliferă Muntenia, acolo devine conducătorul Departamentului de Exploatare a Zăcămintelor, până când se înființează Sovrom Petrolul. Transformările organizatorice în petrol în perioada aceea sunt foarte rapide. O dinamică formidabilă, da? Da, și extrem de complicate. Foarte puțin și le mai amintesc și foarte puțin știu de mișcarea cadrelor din acea perioadă. A fost unul dintre cei care a suferit aceste mișcări, dar a rămas pe loc în această clădire care a reprezentat inițial Direcția Tehnică Astra Română și pe care pe urmă românii au construit în timp Institutul de care ați auzit, Institutul de Cercetări și Proiectări Câmpina. Da, tehnologice Câmpina pentru petrol și gaze. Devenind foarte repede directorul științific al acestui institut, funcție pe care o deține până la deces. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Noi când am făcut mai multe emisiuni, domnule profesor, ne-am intitulat o secțiune Câmpina Mon Amour. Revenim la Câmpina, deci revenim la Câmpina și v-aș ruga să detaliem foarte mult activitatea domnului doctor, deci domnului profesor, dar și activitatea dumneavoastră, pentru că la un moment dat se îngemânează. Domn profesor Dumitrașcu, sunt unul dintre cei care am beneficiat de avantajul de a avea profesor și pe urmă conducător științific în activitatea profesională. Câteva, numai câteva amănunte în legătură cu activitatea acestui om de mare anvergură. Lucra în și punea la punct și organiza și forma părți din fostul departament al Astrei Române, aducându-le la nivel mondial. Și nu exagerez cu nimic, pentru că pot să citez recunoașterea pe care au avut-o diferși oameni de știință din fosta Uniune Sovietică de atunci, care ne-au vizitat, academicienii Krylov, Mirchin, da, mi-amintesc, Gaiman, care au văzut ce a făcut domnia sa și l-au felicitat în mod deosebit și, mă rog, a felicitat ministerul. Au felicitat ministerul pentru realizările pe care le-au avut în domeniul exploatării zăcămintelor. Un domeniu nou, totuși, înfiripat în începutul activității de cercetare petrolieră. Paralel însă cu această activitate intensă de formare, de organizare, de creare a laboratoarelor specializate, doctorul Cristea era tot timpul prezent și în formarea cadrelor. Cred că aveți la dumneavoastră un prim curs despre cercetarea sondelor pe care l-a scris pentru grupul școlar de petrol de atunci din Câmpina. Deci nu s-a sfiit nu, să nici de la vorbă, catedră. Nu, nici vorbă. Da, îl am aici. 1951, dacă da? Ministerul Industriei Petrolului. Carte, dar, trebuie să vă spun că încă de la început, de când a venit, avea un curs pe care îl preda la această școală. Bineînțeles, la nivelul unui liceu. Categoria, da. Știu să se coboare. Exact. În același timp, în 1950, Institutul de Petrol și Gaze din București ia hotărârea de a înființa o catedră de hidraulică. La această catedră de hidraulică este invitat doctorul Nicolae Cristea. Deci, 1950, 29 de ani,
înființează catedra, înființează laboratoarele și ia doi asistenți buni. La început unul, pe urmă a venit și al doilea. Care continuau activitatea. Care continuau activitatea acolo, da. Pentru că doctorul avea activitatea didactică ca o activitate cumul. Depusă prin cumul. Deci, postul lui de bază figura la Câmpina. Activitatea didactică era prin cumul. Venea de două sau de trei ori pe săptămână în București să-și predea cursul și în același timp să aibă contact cu asistenții pentru dezvoltarea laboratoarelor pe care le înființase la Institutul de Petrol și Gaz. Era o activitate extrem de vastă. Nu aveam curs de specialitate, cursul de hidraulică subterană pentru prima dată în România, volumul 1. Apare în 1956 la Editura Tehnică. În Editura Tehnică. Iată o carte și, care stă în picioare. Și dacă îmi permiteți, ca să fim cât se poate de conciși, vă rog. Aș vrea să spunem ascultătorilor cum a fost primit această carte, care în 1958 este urmată de al doilea volum, de savantul de renume mondial sovietic, Șelcaciov, care era unul dintre oamenii de bază a exploatării zăcămintelor din lume. Ieri, în magazinul de cărți al țărilor de democrație populară, am cumpărat volumul 1 al cărții dumneavoastră, Hidraulica subterană. Regret că eu nu cunosc limba română. Cu toate acestea, termenii științifici internaționali, prezența în limba română a multor rădăcini de cuvinte ale altor limbi europene din apus, limba internațională a formulelor și altele mi-au permis să fac cunoștință cu conținutul cărții dumneavoastră. Cuprinsul și ordinea de redare mi-au plăcut foarte mult. În multe capitole am observat rezultatele originale ale muncii dumneavoastră creatoare. Ca un coleg de specialitate, spune Șelcaciov, vă felicit pentru efectuarea unei lucrări prețioase, interesante și folositoare. Vreau să atrag atenția redacției Gostop Tehizdat asupra cărții dumneavoastră și să recomand redacției să o traducă și să o editeze în Uniunea Sovietică. Concluzia. Lucrarea a fost într-adevăr tradusă în limba rusă și programată să apară în 1961 în editura Gostop Tehizdat. Primul volum a apărut deja, iar al doilea urmează să apară în curând. Spunea la vremea aceea doctorul. Domnule profesor, foarte interesant, emoționant și iată un mesaj plin de adevăr și semnificativ. Aș vrea să acceptați și legile televiziunii, să ne odihnim puțin, trebuie să facem o pauză, nu înainte însă de a menționa că doctorul Cristea a avut marele merit de a aplica conceptele teoretice transmise studenților la curs surplus, pe teren. Greșesc? Aici este conceptul extraordinar pe care ne l-a transmis la vremea aceea doctorul Cristea, care astăzi pare ceva foarte normal. Încă de la începutul activității domniei sale au urmărit ca în activitatea pe care a desfășurat-o să fie o legătură organică între aspectele teoretice, aspectele de cercetare, așa numitul research, și aspectele de dezvoltare și de aplicare, așa numitul development. A avut norocul pentru faza aceea să reprezinte ambele segmente ale acestei activități, unindu-le. Rar se întâmplă lucrul ăsta. Probabil în lumea cadrelor medicale se întâmplă. În activitatea politehnică mai rar. De ce? Pentru că prin niște hotărâri stupide, apărute încă de mult, s-a rupt
posibilitatea ca un cadru didactic politehnist să lucreze în același timp într-un institut de cercetări, într-o întreprindere de mare productivitate și concepție avansată, etc. Doctorul a reușit să facă aceste două lucruri. Partea didactică o făcea la București și puțin de cercetare acolo, continua cercetarea și dezvoltarea la Câmpina. Pe acest fond s-a născut această școală de care tot vorbim și pe care nu prea o știm defini, Școala de Inginerie de Zăcământ din România. În care aș vrea să intrăm noi doi și telespectatorii după o scurtă pauză. Suntem în partea a doua a emisiunii după o scurtă pauză, domnule profesor Ștefan Traian Mocuța, la Seniorii Petrolului Românesc. Am parcurs deja câteva etape importante din viața celui care a fost cel pe care noi îl evocăm astăzi, și anume mă refer la doctor Nicolae Cristea. Și acum aș vrea să rămânem tot la Câmpina, rugându-vă pentru început să listați câteva din realizările activității sale la Câmpina. Activitatea domnului doctor este extrem de laborioasă. Lista cu lucrări pentru prezentarea acesteia mi-ar trebui minute în șir și nu știu dacă ar fi foarte utile acum. Vreau numai să menționez câteva din realizările, într-adevăr, de excepție pe care le-a avut domnul doctor Cristea. În perioada de început, când lucram ca, hai să zicem, începător la Astra Română, pe urmă la Petrolifera Muntenia și pe urmă la Sovrum Petrol. Partea asta acoperă cam un an și jumătate, deci nu este foarte lungă. Nu este foarte lungă. Transformările au fost extrem de rapide. Consecința a fost și activitatea domniei sale. Dar în această perioadă, printre numeroasele lucruri pe care le-a realizat, aș vrea să citesc construirea unui aparat de luat probe de fund. Deci probe de țiței în condiții de fund. Erau în lume, dar aparatul pe care l-a proiectat doctorul, care a evitat consecințele nefaste prezenței nisipului în general, în țițeiul extras, mai ales din rezervoarele neconsolidate, a fost acest aparat care a fost superior prin siguranță și precizie tuturor aparatelor de acest gen cunoscute în literatura de specialitate. A funcționat în Câmpina multă, foarte multă vreme sub această sinteză de proiectare și construcție pe care a imaginat-o. După aceea, i s-au adus în timp, evident, și alte perfecționări. Dar realizările importante ale domnului doctor sunt legate de studiul zăcămintelor. Studiul complex al zăcămintelor, cum s-au denumit ulterior aceste proiecte de exploatare, prin care obiectivele productive erau urmărite până la ultima sondă. Aceste proiecte de exploatare care au adus României în perioada aceea cantități suplimentare de țiței prin modul științific în care au fost exploatate zăcămintele, au fost recunoscute de autoritățile care au condus țara în acea perioadă. M-aș referi numai la două proiecte de început foarte mari. Sarmațianul de la Boldești și Orivocenul de la Foaleta, Zlău, Lucăcești, Boinești. Zăcăminte foarte mari și foarte complicate,
a căror studiu de exploatare a fost condus de doctorul Nicolae Cristea. Prin rezultatele pe care le-a obținut industria petrolieră în acea perioadă, pe aceste zăcăminte, i-au atras o recunoștință generală și în 1953, ați amintit dumneavoastră, i s-a acordat titlul, deci premiul de stat, 32 de ani, da. Titlul de laureat al Premiului de Stat al Republicii Populare Române. Și imediat după aceea o medalie a muncii. Dar să nu trecem cu vedere numărul ordinelor și medaliilor pe care doctorul Cristea le-a obținut sunt numeroase. Nu le-am citat pentru că nu-i plăceau să fie citate. Considera că sunt recunoașteri simple ale unor activități pe care el le făcea din obligație morală și din conștiința profesională a unui mare om. El are un număr foarte mare de ordine și de medalii. Asta a fost prima medalie, de-aia am citat-o. De aici încolo au curs. La 2-3 ani primea câte un ordin sau o medalie. Se mai păstrează acasă? Are decorații mari, doctorul Cristea. Nu ne-am citat, că nu este cazul. Bă, paralel cu această activitate, el și-a format un colectiv cu care, într-adevăr, a putut să realizeze acest lucru. Cred că l-aveți și dumneavoastră conturat și poate da. Că n-ar fi rău. Vorbim, sper că nu mă înșel, despre un subiect care vă face plăcere și mie îmi face plăcere și multora le face plăcere, generația de aur. Și am structurat actorii în prima generație și din a doua generație. Dumneavoastră faceți parte din a doua generație, da. Și v-aș ruga să îmi permiteți să-i listez dumneavoastră oprindu-vă cu nanoportret asupra celor care considerați că sunt importanți, toți sunt importanți, că vă face plăcere și merită să spuneți ceva și telespectatorilor. Prima generație, Mihailovici, Dimitrie Codreanu, Traian Penescu, Valentin Petkovici, Alexandru Vernescu. Am aici o imagine. Aici este o ședință de lucru, bănuiesc. Da, e o poză de lucru. E o poză de lucru, Vernescu. Domnul Vernescu și doctorul Cristea. Mircea Popescu, Paul Chiran, Raul Beldianu, Alexandru Ursu, Florian Langa. Prima generație. Sigur, mulți din prima generație, firesc, dispar, lasă locul unor urmași demn de înaintași. Și am să încep cu dumneavoastră, a doua generație, și apoi vom comenta. Ștefan Traian Măcuța, Vasile Giuclea, Constantin Moise, dacă greșesc vă rog să mă opriți, nu, să-mi spuneți. Nu. Aurel Cârcoană, Costel Șerban, Nicolae Stănărângă, Victor Dumitru, Arsenescu Dumitru, Buzelan Bujor, Machedon Victor, Ion Pantaz. Da, probabil că sunt și alții, dacă i-am scăpat, rog din suflet să mă scuze, dar cu acești oameni doctorul și a pe lucrat mine. Foarte mult. Vă rog să facem câteva scurte comentarii. Aș vrea să fac o referire, în primul rând, și îmi face plăcere că ați numit-o așa cum o numesc și eu în toate scrierile mele, generația de aur, pentru că, de fapt, doctorul Cristea și-a construit școala cu acești oameni. Aș releva fără să insist în detalii, rolul lui Mihailovici, care a fost primul, de fapt, care a încercat să facă pasul acesta de creare a școlii române și n-a reușit, pentru că, fiind promovat, a trecut consilier prin Africa și a plecat din țară, dar a rămas doctorul Cristea, care a preluat acest mesaj cu responsabilitate și l-a dus mai departe. A fost Dimitrie Codreanu, care a fost un colaborator și nu numai un colaborator în modul direct de a lucru, dar și un colaborator direct, adică era un critic, era un om foarte constructiv, avea o minte extraordinar de ageră și să știți că această școală n-a fost așa cu
bătut în palme de la unii la alții. Era o școală autocritică. Era o școală cu responsabilitate individuală. Creionarea școlii și includerea într-o generație de aur am făcut-o tocmai prin faptul că din ideile fiecăruia, din modul critic și autocritic al fiecăruia, s-a născut și a evoluat foarte rapid această școală românească. Puțin o cunosc și e păcat. Nu se vorbește despre ea pentru că, în general, activitatea Institutului din Câmpina a fost o activitate confidențială. A fost o activitate închisă. Vreau să vă spun că în perioada aceea nu s-au publicat prea multe articole. Cele care s-au publicat au fost eventual de strictă specialitate științifică, dar cele care aveau consecințe economice nu aveau liber pe piața publicațiilor. Sau erau transformate și redefinite fie ca obiective, fie ca mod de atacare a problemei. A fost o perioadă extraordinar de dificilă din punctul acesta de vedere și poate că din cauza asta rezultatele activității acestei generații de aur sunt puțin cunoscute. Dar ele au fost fundamentale și esențiale pentru a doua generație care a urmat. Și să știți că diferența între generație nu este foarte mare. 5 ani? 6 ani? Singurul care se distanța era doctorul Crista și doctorul Aldea, directorul general al Institutului, care erau cu 11 ani mai mari decât mine, de pildă. Deci asta era diferența. Ceilalți erau 5-6 ani. Deci generațiile erau foarte apropiate ca vârste. Diferența mare era în modul de concepere activității. Ei s-au distanțat așa de repede prin această colucrare extrem de laborioasă cu doctorul Cristea, încât au putut reprezenta într-adevăr pălăria sub care noi ceilalți care eram apropiați lor am început să ne formăm. Ne protejau, ne învățau, ne criticau, ne retrimiteau la lucru și în felul ăsta am reușit să zicem, să ducem și noi mai departe ceea ce dumnealor au început. Domnule profesor, putem numi această școală un experiment românesc foarte reușit? Am considerat întotdeauna ca o onoare că am făcut parte din ea. O consider întotdeauna ca o responsabilitate să relev rolul acestei școli. Nu știu câți vor pricepe exact ce vreau să spun, dar dacă nu era această școală, mărturisesc sincer, nu eram nici eu. Și probabil acest lucru pot să-l spună și alți colegi. Ce nu spunem și nu avem timp să relevăm este că doctorul Cristea nu a fost numai actorul formativ a școlii de inginerie de zăcământ. Pentru prima dată era adunat la masă și celelalte specialități. Eu nu intru în această extindere, de fapt, a activității domniei sale nefiind specialist. Dar dacă chemați mâine un forer din această perioadă a activității domniei sale, un chimist, un fizician, și sunt, aș putea să citesc niște nume, unul dintre ei s-au dus la activitatea de chimie, aș prezenta două nume celebre, domnul Ana Ion și Marius Cucuiat, amândoi personalități de frunte ale cercetării românești în domeniu. Sunt domnul Oros la fluide de furaj, doamna Coman, tot la fluide de furaj, nume care la vremea aceea circulau cu un impact foarte mare în rândul specialiștilor. De ce? Pentru că aveau rezultate care se impuneau imediat în activitatea de șantier. Deci sunt mulți care vă pot spune cum au profitat de această școală a doctorului. Eu nu-mi permit să intru în ea pentru că
am concepția că fiecare trebuie să-și vadă de meseria lui. Dar în ansamblu, vă spun, Institutul din Câmpina nu a trăit numai prin inginerie și de zăcământ, ci a trăit și prin activitatea acestor excepțional profesioniști în domeniile foraj, extracție, Truică Vasile, un nume celebru, Oprescu Adrian, un alt nume de mare rezonanță în activitatea de sand control. Și așa mai departe, sunt numeroși colegii mei care vă pot spune lucruri deosebite despre doctorul Cristea, cum îi îndruma, cum îi le arăta să se apropie de subiect, extinzându-l puțin. A fost unul dintre cei care a combătut acea idee anglosaxonă, care a circulat mult timp și o mai găsit și acum circulați. My output is your input. Deci creiau bariere de colaborare. Rezultatul muncii mele e începutul muncii tale. Doctor a spus, nu, dragii mei, veniți la o masă. Spuneți fiecare cum vedeți problema. Iar rezultanta va fi între pătrunderea gândurilor dumneavoastră ca o idee fundamentală de rezolvare a problemei. Asta a fost partea esențială a învățătorii domnului doctor și ca profesor și ca director științific. Domnule profesor, domnul doctorul Cristea, din câte am constatat, din câte am văzut, din cele discutate, a fost un foarte bun familist. Haideți să-l vedem în câteva ipostaze, da? Să spunem că doamna nu se va supăra pe mine. Nu se va supăra, să vadă emisiunea. Am ridicat un mic văl despre relațiile. Vă rog. Da, avea timp era și de familie. Era o familie extraordinară. Ce să spun? Și era o familie discretă. Nu era de văzul lumii așa. Deci trăia viața așa cum trăiesc majoritatea oamenilor care se respectă și consideră viața de familie ca ceva strict personal. Am văzut aceste imagini în care sunt respectate anotimpurile, iarna, vara, da, au mai rămas două. Aveau obicei. Câmpina este așezată foarte frumos, aproape de munte, nu e departe nici de mare. Mea lor, având mașină, sigur că făceau câte... Doctorului Cristea îi plăcea Dunărea, îi plăcea marea și muntele. Și tot ce mișca în țara aceea, da? Erau prieteni. Și făceau, prieteni. Surprins aceste câteva imagini. Este foarte frumos, eu vă mulțumesc că mi le-ați oferit. Ne apropiem de finalul emisiunii. Într-adevăr, ne trebuie mult ca să evocăm personalitatea complexă a celui care a fost doctorul Cristea și aș vrea să rămânem puțin, sau mai mult, grăbindu-ne încet, asupra activității universitare. Făceați dumneavoastră o afirmație, domnul profesor universitar, doctorul Cristea, știa să predea măsurători speciale la sonde. Nu, asta a fost la grupul școlar. Știa odată și să treacă apoi la catedră, să treacă într-un anfiteatru, să transmită cunoștințe de specialitate studenților. Să urmărim puțin și cariera dânsului. Sunt numeroase realizările domniei sale în fostul Institut de Petrol și Gaze din București. Și geologie atunci, da? Geologie după aceea de gaze. Da. Când începutul nostru IPG. Este Institutul de Petrol și Gaze. Eu am terminat Institutul de Petrol și Gaze. Era facultatea de geologie inclusă, dar institutul se numea Institutul de Petrol și Gaze. Am ființat laboratorul de hidraulică. A fost aplicat? Venind de la Hanovra, având experiența, pentru că în ultimul an v-am spus până și-au obținut drepturile de reîntoarcere în țară, da. Domnia s-a fost angajat de Institutul de Cercetări de Petrol din Hanovra, da. Colaborator științific și în același timp asistent la Catedra de Mecanică a Fluidelor. El acolo a acumulat foarte multe.
Le-a dus în țară și le-a transpus imediat la Institutul de Petrol și Gaze din București. A înființat laboratorul de hidraulică. Începuturile sunt ale domniei sale. Pe urmă a lucrat cu asistenții și a dezvoltat această activitate și a încercat să se apropie de studenți pentru a-i determina să înțeleagă esența cursului pe care l-a predat. Așa să vă spun că la început domnia sa era o sperietoare în Institutul de Petrol și Gaze. Știați? Deci numai ca o paranteză, în promoția de înaintea mea, care a fost destul de numeroasă, cred că avea în jur de 60 de studenți, la prima sesiune, la hidraulică subterană, au căzut vreo 50%. Deci, și intervenea în mod, mă rog, mai mult sau mai puțin normal, rectorul pentru a domoli această... Domnul profesor Petrulian, nu? Nu până la domnul Petrulian, au mai fost și alții. Da. Era Rașev pe vremea când vă vorbesc eu. Sergiu Rașev. Au fost momente destul de tensionate din punctul ăsta de vedere, pentru că el a considerat că universitatea este un templu al științei, nu este un cămin cultural. Iar la acest templu trebuie să-ți faci rugăciunea cu credință și respect. Nu putea să accepte ca studentul să vină zeflemisând noțiunile dintr-un curs. Domnule profesor, ne apropiem de finalul emisiunii, finalul părții a doua din cele două părți, din păcate. Am aici două imagini. 2002. Iată o primă imagine. Iată o a doua imagine. E adevărat color. După aceea urmând o altă culoare, culoarea neagră. Nu le comentăm, le comentăm. A suferit. Da. Ultimul an la ținut la pat. Nu prea s-a mișcat. Avea probleme deosebite. Și boala care l-a secerat este o boală obișnuită care nu iartă. S-a dus repede între noi pentru că pensionar fiind, era o insulă a refugiului multora dintre noi pentru un sfat. Domnul profesor, obișnuiesc ca în cadrul fiecarei emisiuni să generez o secțiune pe care eu am intitulat-o, cunoașteți, cuvinte potrivite. Este vorba de anumite proprietăți, în speță ale domnului profesor Nicolae Cristea, care în timp au devenit constant. Eu am să listez aceste atribute, nu cunoașteți această listă și spuneți, mă corectați ori de câte ori n-am grăit bine. Bun familist, ne-am convins. Conștient de valoarea sa. Vă rog să le citiți. Inventiv, protestez că nu. Inventiv, demn, introvertit, respectuos, căuta să-și apropie semenii, foarte muncitor, profund, talentat, impunea respect, cercetător de vocație, echilibrat, bun manager, constructor de școală, precis, îi ajuta pe toți cei care aveau nevoie de sfatul domniei sale. Om special, agil, ager, educat, intransigent, corect, sincer, om de echipă, creator de echipă. Văd că subscriu în totalitate acestor calități pe care le doresc tuturor cadrelor didactice formatoare de generații. Vă mulțumesc. Domnule profesor, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc mult că m-ați ajutat pentru acest proiect al nostru, că împreună am stabilit, dar aș vrea totuși telespectatorii, chiar noi doi, să rămânem cu câteva idei. Sigur, unii au idei fixe, alții idei precise. Cine apreciază
în general, nu astfel de emisiuni, astfel de oameni, acum, în acest timp? Da, problema este interesantă. Mă preocupă și pe mine aspectul legat în special de oamenii care sunt repere în viața noastră. Mă tulbură o imagine pe care o am, mai ales în ultimul timp, și m-ar bucura dacă ați avea argumente să mă contraziceți. Când am intrat în activitatea profesională, în industria petrolieră, domeniul upstream, am aflat încă de la primele ore ale activității mele cine e cel mai bun în foraj, cine e cel mai bun în extracție, cine este cel mai bun în geologia zăcămintelor, cine este cel mai bun în geofizică, cine este cel mai bun în logging și așa mai departe. Astăzi nu mai știu. Exista o scară a valorilor, domn profesor, care a dispărut în timp. Știți de ce? Sigur că știți, dar nu o să spuneți, cum nu o să spun nici eu. Dar e păcat. E mare păcat, domnule profesor. E păcat. Spero, sperare, speravi, speratum, disperatum. Unde se termină realitatea, începe speranța, s-a terminat și emisiunea noastră. Liviu Dumitrașcu, cu realizatorul emisiunii Seniorii Petrolului Românesc, mulțumește telespectatorilor, celor fideli, le dau întâlnire săptămâna viitoare. Iar dumneavoastră, domnule profesor, vă mulțumesc în mod special, să aveți o viață lungă și să nu uitați, să mai veniți pe la noi, iar când aveți un moment de liniște, vă rog să mă contactați. Mulțumesc mult!